Să nu uităm că avem o sărbătorită astăzi la noi la emisiune. N-avem o plăcintă pentru dumneavoastră, avem un tort, avem niște flori ciucă și, bineînțeles, un sincer și călduros la mulți ani pentru celebra Elisabeta Turcu! E ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea. Sărut mâna, doamnă, și la mulți ani! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos! Să fiți sănătoasă, fericită și tot ce vă doriți! Doamne ajută! Asta îmi doresc și doresc tuturor românilor, tuturor oamenilor. Bine! Pe pace în suflet și în casele tuturor! Să luăm un loc pe canapea și exact cum spuneam, astăzi de ziua noastră am vrut să vă aducem așa un buchet de flori pentru mulțumesc. Că e ziua noastră și să mulțumesc știți că și un tort. Vai, mă răsfățați ca normal. De fiecare dată. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot. Și uitați și tortul, pentru că e sărbătoare în familie, de fapt, nu? Da, așa este. Ia, haideți să notăm așa. Deci cum avem? Îl pun aici pe masă, la mulți ani? La mulți ani, mulțumesc frumos. Să ne așezăm, deci. Ne așezăm, mai mâine greu cu costumul. Băiatului. Astăzi este ziua. Septembrie este o lună plină de bucurii pentru sufletul meu. M-am născut pe 16 septembrie, într-o casă de oameni simpli, la Argeș, sus spre Vidraru, într-un sat de munte. Pe 17 septembrie Dumnezeu mi-a dăruit cel mai frumos cadou care se poate oferi. Copilul, băiatul nostru, Dragoș, împlinește o vârstă frumoasă mâine. Da, iar pe 19 septembrie am fost mireasă, m-am cununat religios. 39 de ani de căsătorie? 39 de ani. Super, felicitări. De căsnicie. Mulțumesc frumos. Dar cât de tare mi se pare asta. Pe 16... Da, m-am cununat și civil de ziua mea. Pe 16, da, deci pe 16 m-am născut. Civil. Pe 17 băiatul, pe 19, 39 de ani de căsnicie. Da. E septembrie, e importantă pentru noi. Septembrie e frumoasă. Da, cea mai frumoasă lună din viața mea, pot să spun. În primul rând pentru copilul meu, pentru băiatul, pentru Dragoș. Consider că este cea mai mare realizare a vieții mele, pe lângă toate celelalte. Voi care aveți, uite cum tu ai doi copii, eu așa spun, eu am o avere, copilul. Cei care au doi copii au două, trei și așa mai departe. Așa că tu ești, voi sunteți mult mai împliniți. Dar mulțumesc bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă de viață care mi-a dat-o până acum și încă o dată mă repet, pentru cel mai frumos dar, copilul. Când vorbiți de el, e normal, sunteți o mamă și acum îmi dau seama că eu am în redacție un coleg care e foarte bogat, Andrei Dobrogea, are 4 copii. Vai, să-i trăiască, sunt cei mai fericiți. Și nu cred că se oprește aici. Să fie sănătos, venim la botez, să-i ajute Dumnezeu. Deci Dobrogea al nostru este cu avere, cu avere. Avere mare. Avere mare, foarte frumos. Astăzi de ziua noastră ați primit telefoanele de la toți prietenii de la care așteptați. E cineva de la care așteptați mereu un telefon? Păi la 12 noaptea copiii îmi dau telefon. Da, întotdeauna la miezul nopții? Da, da, și soțul și copiii, dar întotdeauna. Da, e, așa, dacă a trecut un minut, parcă îmi tremură sufletul. Am primit foarte multe telefoane, Facebook, toate rețelele de socializare sunt de câteva zile, de fapt. Unii au crezut că ieri, alții spun că pe 17, alții, nu mai contează. Le mulțumesc tuturor, dar o bucurie foarte mare am avut astăzi. O împlinire sufletească, artistică, pentru că casa de producție, pot să spun, da, vă rog. Roton, mi-a oferit acest dar, acest CD, o parte din Cântece sunt noi, făcute la Chișinău, alături de Orchestra Mugurelu, dirijor Ion Dascăl, și o parte din, au ales dânsii din cântecele mele 25 cunoscute. De melodii, da. La mulți ani, omule bun. Da. Așa e titlul albumului? Da, la mulți ani, omule bun. Și da. L-au făcut chiar astăzi, da, de ziua, da, dumneavoastră. Da, chiar astăzi de ziua foarte mea. Frumos. O mare bucurie. Și tot astăzi lansez la voi, pentru că întotdeauna m-ați primit frumos. Eu am venit mai rar la voi, dar întotdeauna când am venit, mi-ați făcut bucurii, m-ați primit frumos și mi-ați bucurat sufletul. Mă și vă mulțumesc frumos! Ne-am întâlnit aici la emisiune, da, pe canapea de mai multe ori de și mai mult, da, mă bucur că veniți cu mare drag și bucurie. Întotdeauna am simțit un respect mare din partea voastră și vă mulțumesc frumos. V-am ales pe voi! Cu drag v-am ales pe voi să prezint CD-ul și videoclipul.
N-am ales videoclipul, tot dânsii mi-au făcut și 3 videoclipuri în vara asta sus la munte la Argeș, dar n-am ales videoclipul la mulți ani. Acolo, la Argeș? În zona mea, da, la mine, da, la Vidraru. Dacă treci pe la Vidraru... În zona unde v-ați născut? Da, așa este. La casa părintească? La casa părintească. Dar v-am adus un alt cântec la Hora de sub Carpați. Este o horă frumoasă și nimeni n-a adus aceste texte. Da, am adus ceva nou. Și văd câtă energie aveți și câtă bucurie da. Că a mai apărut un album, că ați mai scos niște melodii. Da. Întotdeauna a fost așa cu poftă de viață? Mi-a fost drag să cânt, Cătălin. De când mă știu, părinții mei, în mod special tata, nu a fost de acord ca eu să plec la un ansamblu, pentru că la început am fost la Slatina, 3 ani și jumătate, după care m-au adus prin concurs la ansamblu Doina al Armatei, de unde am și plecat în urmă cu câțiva ani. Mi-a fost drag să adun cântece, am cântat toate văile, dealurile din Argeș și nu numai. Mi-a fost drag să adun costume populare, am făcut mii și mii de spectacole de-a lungul vieții, turnee cu sutele, pe toate colțurile, în toate colțurile țării și ale lumii, alături de interpreți mari și uite, vreau să spun că cele mai multe turnee în țară după Revoluție le-am făcut alături de Benone Sinulescu și transmit multă, multă, multă sănătate pe această asta cale. Asta îi dorim și noi, sănătate. Da. Mai știți ceva de da, ultima... Așa, da, din ce știu că este mult mai bine, este acasă, soția dumnealui o cunosc și am fost alături de dumneai în anumite turnee pentru că dânsul o lua în turnee și este un om deosebit și îl îngrijește. Se dea Dumnezeu sănătate, lunea și Benny, pupăm, îl îmbrățișez așa cu drag. A fost interpretul copilăriei mele și sufletului meu și mi-a dat cântece. Am fost în turnee foarte, foarte multe. Un mare și artist. Și la fel, Benone Sinulescu, da. O legendă a muzicii legendă, populare. O legendă, da. Dacă Nea Beni ne aude, transmitem toate salutările și toate gândurile noastre. Cu 2 săptămâni înainte să îi se întâmple așa micul incident, să zic așa, m-a sunat. Și mi-a promis că îmi dăruiește vrea să-mi dăruiască 2 cântece din repertoriul dumnealui. Deci vezi ce suflet deosebit. Am avut înaintași deosebiți de mari artiști și oameni în același timp, alături de care eu am cântat în multe, multe turnee de-a lungul vieții mele și pe care îi respect și îi îmbrățișez cu drag pe toți. Eu zic să ne și cântați și pentru cei care se uită la noi. Ne-a spus că piesa pe care ați ales-o n-a mai fost până acum cântată, nu? Nu. Și videoclipul este la voi acum. Dar mă uitam dacă este și pe album piesa. Da, la Hora de sub Carpați. Hora de sub Carpați este. Avem aici dovada, este. Da, este. Vă mulțumim mult și încă o dată la mulți ani. Să știți că vă respectăm foarte tare și știu. La mulți ani întregii familii și în continuare dumneavoastră și operatorului din spatele camerelor de filmat, numai și, bine. Și Gretei și tuturor. Tuturor celor de aici. Da, da. Păi de asta e soțul, de asta soțul l-am meu, da. Mi-a fost alături și la bine și la rău. M-a însoțit în nenumărate spectacole. Nopți întregi a dormit în mașină în timp ce eu cântam. Și îi mulțumesc pe această cale. Că filmează și înregistrarea rămâne. Da, și încă o dată îi transmit. Așa declarație de dragoste? Da. Puteți să ne faceți cu mâna? Cristi, așa declarație de dragoste, felicitări, să vă trăiască soția și pentru cei 39 de ani de căsătorie, numai bine. Mulțumim frumos. Și lui Dragoș, că urmărește. Te salutăm, Dragoș. Te îmbrățișează mama cu tot dragul, cu tot sufletul meu. Vă iubesc pe amândoi copiii mei frumoși. Și mi-e dor deja de voi. Au fost în țară, dar Dragoș deja mi-e dor de ei. Lui. Mihaela. Exact. Da. Miha mea, așa zic eu, Miha mea. Ei, ce frumos. Da. Elisabeta Turcu ne cântă, oameni buni, așa cum ați auzit, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, puteți să o căutați și puteți să-i lăsați un sincer la mulți ani, pentru că contează foarte mult, așa că să vă dea Dumnezeu tot ce mai e bun pe lumea asta mulțumesc, la mulți ani. Mulțumesc, Cătălin. Să ai bucurii la copiii tăi, așa cum am eu de la copiii mei. Așa, și tuturor asta vă doresc. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru sutele și sutele de mesaje pe care mi le-ați trimis. Vă îmbrățișez cu drag și îți dăruiesc ție acest CD. Vă mulțumesc mult de tot. Cu drag. Iar noi, oameni buni, după ce ne va cânta doamna Elisabeta Turcu, în spatele camerelor de filmat este masca, iar numărul de WhatsApp afișat pe ecran vă stă la dispoziție să ne spuneți cine credeți că este în masca asta. Uite, uite acolo, se aranjează, e perfectă, este pregătită. Masca vine în câteva momente aici
în platou. Cine este pisica? Scrieți-ne pe WhatsApp, repede, mă duc lângă Ciucă să verific cine credeți că este. O să vă dăm și câteva indicii, dar asta după ce cântă Elisabeta Turcu, sărbătorita noastră.